am auzit vorbe, nu ai ce căuta acolo, ești femeie, ăla e meserie de bărbați. La mine nu există ideea că ea trebuie să spele vasele. Nu, am terminat de mâncat și m-am dus și mi-am spălat vasele. Păpuși, seturi de machiaj, pentru bucătărie. De mici, fetele știu că trebuie să fie sensibile, iar băieții puternici. Fetele trebuie să învețe să fie empatice, iar băieții nu ar trebui să plângă niciodată. Altfel, li se transmite că se comportă ca niște fetițe. Experții spun că astfel de stereotipuri îngrădesc oamenii, iar rezultatul final, de cele mai multe ori, este inegalitatea între femei și bărbați. România este codașă la acest capitol, iar când vine vorba de educația de gen, nici nu intră în discuție, deși exemple din alte țări europene ne arată că asta ar putea să fie una dintre soluții. Janina are 24 de ani și este subofițer operativ în cadrul ISU București Ilfov. Pe scurt, am vrea să-i spunem pompieriță, dar nu ar fi corect în limba română. De mică a visat să fie polițistă sau militar, meserii care sunt considerate tipic masculine. Am auzit vorbe, nu ai ce căuta acolo, ești femeie, ăla e meserie de bărbați, nu te compari cu un bărbat. Și am arătat că se poate, că două mâini, două picioare, ai și tu și eu. Care e diferența? La forță. O gândesc altfel și o acționez altfel. Janina a făcut caiac canoe timp de 8 ani și a absolvit facultatea de sport. Toată viața ei a fost într-o continuă mișcare și dacă vreodată obosește, continuă. Viața altora depinde de ea. De când m-am angajat, am observat câtă lume are nevoie de noi și am zis, ăsta e scopul meu în viață, efectiv. Nu mă văd făcând altceva, vreau să ajut cât de mult pot. Vreau să fiu acolo pentru oricine are nevoie de mine, de îngrijiri medicale, și pe partea de incendii, și pe partea de smurd. Comandantul ei spune că nu a fost niciodată vreo diferență între ea și restul colegilor bărbați. În teren, la dezastre, trag cot la cot și se protejează unul pe altul. S-a integrat repede, iar acum băieții ei, așa cum îi numește, sunt o a doua familie. Prezența unei femei în cadrul unei structuri în care predomină bărbații este un lucru foarte bun. Nu a fost nicio diferență. Avantajul dumneai fiind constituit și de faptul că a urmat o facultate de educație fizică și sport. Fizicul o ajută în cazul intervențiilor și atunci nu a fost niciodată nicio diferență între ea și restul colegilor bărbați. Dar Janina este prima femeie cu care au lucrat, așa că au fost nevoiți să facă mici ajustări. Noi, până în anul 2020, neavând colegi femei, nu am avut decât dormitoare în care se aflau bărbați și am fost nevoiți să amenajăm un spațiu și să-i dăm destinația de dormitor pentru femei. Janina nu a fost susținută de toată lumea din jurul ei, dar părinții au fost alături și au învățat-o să aibă încredere în ea însăși. Nu au ghidat-o într-o direcție anume, ci au lăsat-o să aleagă ce simte în viață. Dar de mici copiii sunt încurajați să cadă în stereotipuri specifice genului lor, iar jucăriile nu îi ajută cu nimic să iasă din asta. Lego, Duplo, și pentru fete și pentru băieți. Ce pentru băieți, ce pentru fete, de exemplu? În partea aia pentru băieți. Sunt pistoale, mașini, patrula cățelușilor, Sonic. De astea și pe partea asta sunt pentru fete. Păpuși, seturi de machiaj, pentru bucătărie. Barbie în bucătărie, Barbie la cumpărături, bebeluși sau kituri de machiaj. Marile companii de electrocasnice au început să facă și fiare de călcat sau aspiratoare pentru copii. Și deși unele dintre ele au băieți în imaginile de pe cutii, jucăriile sunt puse tot la raionul pentru fete. În schimb, jocurile de inteligență, știință sau acțiune sunt la raionul pentru băieți. Experții spun că astfel de jocuri doar îngrădesc gândirea copiilor și îi încurajează să dezvolte trăsături stereotipice. Vedem, de exemplu, acest stereotip, băieții nu plâng. Și le spunem foarte des băieților, ce mă, tu ești bărbat, cum să plângi? Ești, ce tu ești? Hai, fii dur, că tu așa, nu mai plânge, că ești băiat, băieții nu plâng. Și poate părea așa, o prostie pe care o spui în parc, sau poate părea un lucru minor. În același timp,
avem rate îngrijorătoare de suicid în rândul bărbaților, mai mari decât în rândul femeilor, pentru că încă de mici deconectăm de la emoții. Marian și Roxana Hurducaș sunt împreună din 2017. Maioneze. N-am făcut nimic de mâncare astăzi. Au doi copii, un băiat și o fată. Îi învață că nu trebuie să cadă în stereotipurile impuse de societate. Îi zic, uite, pune-ți tricoul ăsta verde sau albastru, ți l-am cumpărat, e frumos. Nu, că e de băieți. Nu există culori de băieți, culori de fete. Există culori cu care îți stă bine și culori cu care nu-ți stă bine. Marian are tricou roz. Marian, nu ți-e rușine să porți tricou de fetiță? Nu este tricou de fetiță, este o culoare care îmi place, este o culoare cu care îmi stă bine. În contextul nostru, ar putea fi ciudat că ceea ce vine dinspre societate, din afara curții noastre, literalmente, este mai ușor de acceptat pentru copil decât ceea ce vede acasă. Îți ia timp să internalizezi ceea ce vezi acasă ca fiind soluția cea mai bună, dar cred că e un detaliu pe care n-ar trebui să îl scăpăm din vedere. Devii mediul în care trăiești, iar un copil în preadolescență trăiește în două medii. Trăiește în mediul de acasă și trăiește în mediul de la școală, unde are colegi care se comportă cum se comportă probabil majoritatea societății, pentru că noi facem notă discordantă din toate punctele de vedere. Și în relația de cuplu, Marian și Roxana nu își împart treburile conform așteptărilor societății. Cel mai important pentru ei este să comunice deschis și să se ajute unul pe altul. Nu e vorba de cine a făcut mai mult sau dacă au făcut egal treburile în casă. La mine nu există ideea că ea trebuie să spele vasele. Nu, am terminat de mâncat și m-am dus și mi-am spălat vasele. Nu este mâncare făcută, nu este obligată să-mi facă mie mâncare. Pot să-mi fac și eu. Mi-este destul de greu să înțeleg de ce ar trebui Roxana să-mi calce mie cămăși. Bă, am nevoie de cămașă, e foarte simplu. Mă duc în dulap, iau cămașa, scot firul de călcat și îmi calc cămașa. E atât de simplu. În ciuda acestui lucru, Roxana simte în continuare presiunile societății. Chiar dacă realitatea situației noastre este asta pe care o povestește Marian, există două perspective care sunt adânc înrădăcinate sau care provoacă efecte asupra mea ca femeie. Primul este ce am văzut acasă. Este ce am văzut la părinții noștri, la bunicii noștri, unde femeia făcea mâncare, avea grijă de copii, călca hainele. Asta însemna să fii gospodină. Inconștient, nu mă simt o bună gospodină dacă nu am făcut mâncare. Chiar dacă el, săracul, niciodată nu-mi cere de mâncare, chiar dacă niciodată nu zice, nu știu, n-ai făcut, n-am ce să mănânc, inconștient mă învinovățesc, nu am fost o femeie adevărată, o gospodină adevărată, le face pe toate. În România, femeile sunt cele care fac majoritatea treburilor din gospodărie. De exemplu, conform barometrului de gen, aproximativ 80% dintre femei spală haine, vase, calcă sau fac curățenia, pe când doar aproximativ 20% dintre bărbați aleg să facă astfel de treburi. Aproximativ 70% dintre români consideră că bărbatul este capul familiei și aproape 60% dintre ei cred că femeia ar trebui să se ocupe de treburile din casă și de copii. În România, ce se încurajează prin intermediul stereotipurilor de gen este implicarea într-o pondere mult mai mare a femeilor în creșterea și în îngrijirea copiilor. Doar că există și tații. Și aceste stereotipuri de gen, de fapt, promovează tații absenți. Tații pot să își ia 10 zile libere pentru îngrijirea copilului atunci când se naște, plus încă o perioadă dacă fac cursuri de puericultură. Au posibilitatea de a intra în concediu paternal, însă nu în același timp cu mama. Și când vine vorba de cine stă acasă și cine merge la muncă, de cele mai multe ori, bărbatul continuă să lucreze, iar femeia are grijă de copil. În momentul în care o femeie stă acasă 2 ani, eventual încă 2 ani pentru al doilea copil, e foarte greu să te mai întorci la locul de muncă, să te reintegrezi, plus că și după 2 ani, care este sistem, infrastructura publică, creșele sunt aproape inexistente, except în câteva mari orașe. Lipsa creșelor din România înseamnă de multe ori că mamele rămân acasă cu copiii. Ultimele date arată că în România sunt aproximativ 370 de creșe.
Peste 24.000 de copii sunt înscriși, însă în țara noastră sunt aproximativ 560.000 de copii cu vârste între 0 și 3 ani. În ciuda acestor lipsuri, ministrul familiei și egalității de șanse, Natalia Intotero, spune că e datoria femeilor să se impună. E foarte important ca femeile să fie determinate și să nu se gândească din prima că pleacă așa pe o poziție de inferioritate. Dacă sunt harnice, dacă muncesc, dacă sunt determinate, nu au nicio inferioritate în fața bărbaților. Dar credeți că e vorba de o lipsă de determinare sau de lipsă de resurse? Pentru că dacă ai un copil, cineva trebuie să aibă grijă de el. Noi avem foarte puține creșe în România. Dacă într-un cuplu bărbatul are un job, câștigă mai bine, este inevitabil că femeia va ajunge să rămână acasă? Nu neapărat. Eu vreau să vă dau exemplu. La noi, la minister, chiar avem în momentul de față o singură persoană care se află în concediu de creștere a copilului și este un tătic. Realitatea ne arată că femeile sunt cele care rămân de cele mai multe ori acasă cu copilul, motiv pentru care nu avansează în carieră și nu se pot dezvolta pe plan profesional. Aveți dreptate, însă faptul că deja am făcut pași, acești pași ar trebui să fie cunoscuți, astfel încât să îndrăznească mai multe femei. Alte guverne nu s-au bazat doar pe determinarea femeilor, ci au implementat măsuri concrete care să le ajute în acest sens. Concediul paternal. De mai bine de 20 de ani, Islanda oferă ambilor părinți un an liber plătit pentru a avea grijă de copii, bineînțeles, în același timp. This started in the year 2000 with the fathers, and it has had a very good effect. You know, we hear from outside that, oh my God, this is threatening the family and so on. But that's not how it is at all. You know, the bonds between parents and children, especially between fathers and children, are stronger. Lipsa resurselor din România înseamnă de multe ori că femeile devin dependente de veniturile bărbaților și rămân în relații, chiar dacă acestea devin abuzive. Astfel se creează un cerc vicios, spun experții. Asta a pățit și Ana. În ciuda abuzului, i-a fost frică să plece. Avea doi copii mici de care trebuia să aibă grijă. Casa în care locuia era a bărbatului și doar el câștiga bani. Partea aceasta materială, să-i spun, m-a determinat să mă reîntorc. L-am iertat gratuit, fără o discuție foarte matură, se enerva și pleca. Treptat observam că acestea erau tiparele, două mari variante. Ori pleca, ieșea, se ducea la diverse activități, ori răbufnea către mine și venea amenințător și de multe ori chiar lovea. În 2023 au fost înregistrate peste 100.000 de cazuri de violență domestică în România. Și astea sunt doar cifrele raportate. Numărul real este mult mai mare, spun experții. Mai mult, aceștia cred că până când siguranța femeii nu va deveni o prioritate pentru politicieni, lucrurile nu se vor schimba, iar politicile publice vor rămâne doar pe hârtie, fără un buget adecvat. De multe ori, centrele despre care vorbim și de care este nevoie mult mai mare, sunt adăposturi, sunt județe întregi în care nu există vreun adăpost. Multe centre care funcționează în cadrul unor ONG-uri și cumva este responsabilitatea statului să facă mai mult și să bugeteze. Una din trei femei din jurul nostru va fi supusă la un moment dat unei forme de abuz fizic, sexual sau emoțional. Statistica este valabilă la nivel global, nu doar în România. Asta indiferent de nivelul de educație sau de măsurile implementate. Women are still seen in many societies as less valuable than men. Also, I mean, Europe is no exception, and we can't say that violence happens only in certain groups of societies or certain groups of people, be it with no education or some addictive behaviors in families. It happens at all levels and in all, even in the best families.
Indexul egalității de gen este calculat de la 1 la 100 și are în vedere mai multe criterii, cum ar fi accesul la sănătate, la poziții de putere, joburi, educație și bani. Țara noastră este penultima cu 53,7 puncte, pe când țări precum Suedia, Danemarca sau Olanda au depășit 75 de puncte. Islanda este o țară exemplu la nivel global când vine vorba de egalitate, a depășit 90 de puncte. We have used quotas. You know, that was very much debated, but it has given good results. We have quotas on all public boards, you know, committees, you know, whether it's the state radio or schools or whatever. It's a 40-60. It has to be 40% of either men or women. Deși femeile înseamnă aproximativ jumătate din populație, în parlamentele din Europa reprezintă doar cel mult o treime, asta conform Consiliului European. Directivele europene vor să schimbe asta atât în parlamente cât și în companii. Până în 2026, companiile mari trebuie să se asigure că măcar 40% dintre directori sunt femei. Câteva multinaționale din România au început să implementeze conceptul. A fost deja integrată în aproape toate activitățile. Dacă pornim de la recrutare, procesele de recrutare, până la procesele de realizare a produselor, campaniile promoționale pe care le avem și ajungând chiar la lanțul de aprovizionare. Atunci când există un echilibru între femei și bărbați, datele ne arată că și profitul companiilor este în creștere. Se arată foarte clar că în companiile unde există mai multe femei la conducere, a crescut, de fapt, profitul, uneori și cu 20%. În parlamentele unde există mai multă diversitate, mai multă reprezentare a diverselor grupuri de populație, au crescut și s-au diversificat politicile publice care pe termen lung produc în primul rând o mai mare solidaritate socială, o mai mare susținere pentru democrație, dar și creștere economică. Pe de altă parte, în parlamente, conceptul de 50-50, adică 50% femei, 50% bărbați, aduce o mai mare reprezentare a dorințelor oamenilor, spun experții. Everyone deserves this representation. You talk about women, but in Europe, I also think about people from minority groups. I think about people like me that are, I embrace two identities. I'm half, my father is white, my mother is black. And I always felt very European because this was like the melting pot of these two continents. And it's important also for people like me and for the mini versions of myself to feel represented. În majoritatea cazurilor, România este fie prima în clasamentele europene negative, fie ultima în clasamentele pozitive. Așadar, țara noastră este prima din UE la numărul de decese cauzate de cancerul de sân sau cancerul de col uterin. Tot primii suntem și la numărul de mame minore sau femei care ajung pe mâinile traficanților. Experții spun că la baza schimbărilor ar sta educația. Cel puțin asta ne arată exemplele din alte țări europene care stau mai bine ca noi la toate aceste capitole. De la un punct încolo, după 2016 și mai ales după 2020, modul în care s-a discutat despre educație sexuală a fost dominat de discursurile ultraconservatoare și de discursurile acestea care alimentează inclusiv teoria ale conspirației, cum că dacă discuți despre educație sexuală, promovezi o noțiune de paie pe care o cunoaștem cu toții ca fiind ideologia de gen, care este un construct discursiv menit să inducă frică și panică morală. Într-un răspuns oficial pentru Euronews România, Biserica Ortodoxă Română declară că susține exclusiv educația sanitară autentică, în spiritul firescului. Educația sanitară, sexuală, onestă și adecvată vârstei se referă prioritar la informarea tinerilor în legătură cu riscurile multiple ale începerii unei vieți sexuale precoce și dezordonate, care conduce la consecințe tulburătoare. Biserica Ortodoxă și toate celelalte culte religioase din România pledează ferm pentru disocierea programelor școlare de orice tip de ideologie, inclusiv ideologia de gen.
Până femeile vor ajunge pe picior de egalitate cu bărbații, e drum lung. Studiile ne arată că egalitatea la nivel global va fi atinsă în anul 2154. Asta dacă păstrăm ritmul de acum și nu dăm înapoi.